Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video să discutăm despre eșapament, eșapamentul motocicletei. Fie că e vorba despre doi timp sau patru timp, este același lucru, este aceeași procedură. Vom înlocui vata dinăuntru. Aceasta are rolul să atenueze zgomotul și periodic mai trebuie schimbată. Când vă dați seama când trebuie schimbat, în primul rând se schimbă sunetul eșapamentului. O să aveți un sunet mult mai gol, mult mai asurzitor și atunci ar cam trebui schimbată vata din ea. În cazul nostru trebuie să încercăm să o și îndreptăm un pic aici. Avem o înduitură destul de urâtă, nu o să iasă perfect, dar o să o mai îndreptăm. Procedura este la fel și fie că e vorba despre doi timpi, fie că e vorba despre patru timpi, se procedează fix la fel. Acum, există două tipuri de vată. Există aceasta care este gen așa și se bagă înăuntru câte puțin se îndeasă acolo înăuntru, o să vedeți imediat. Mai este acest tip care este sub formă de fâșie, se rulează de jur împrejur, o să vedeți imediat cum se folosește. O să vă explic și cum se folosește una și cum se folosește cealaltă. Acum, ce trebuie să facem? În primul rând, trebuie să decapsăm eșapamentul. Avem ori, cum este în cazul nostru, niște pocnituri, ori aici sunt niște șuruburi. În cazul nostru este vorba de niște pocnituri, deci trebuie să găurim ca să putem să desfacem. Acum o să găurim ușor. Acum desfacem ușor. Ca să scoatem eșapamentul, trebuie să batem ușor în ea să iasă. Ok, am reușit să o desfacem. Așa, uitați cum era vata veche în ea. O să punem ceva să nu facem mizerie și o să luăm niște mânuși. Carton. Așa, deci așa arată vata uzată. Așa, acesta, în cazul în care găurile acestea de regulă la doi timp se întâmplă treaba aceasta. Găurile acestea nu mai sunt toate desfundate, mai trebuie spălat și curățat încât să fie toate găurile curate. Așa, acum scoatem ce este înăuntru. Ușor. Asta este vata. Ok, noi acum avem și de îndreptat partea aceasta. O să încercăm să o îndreptăm fără să desfacem și capătul celălalt. În cazul în care nu reușim, o să desfacem și celălalt capăt. Ok, desfacem vata veche. Ok, am îndepărtat vata veche. O să schimbăm și plasa aceasta. Aruncăm vata veche. Revenim. Ok, o să curățăm puțin această plasă.
Ok, cam asta e și din acest cartuș. Acum așteptăm puțin să se usuce. Este spray de curățat frânul de se usucă foarte, foarte repede. Desfacem plasa veche. Putem să mai curățăm un pic pe aici și punem plasa nouă. Ok, următorul pas, să folosim această plasă. O măsurăm să fie cât cartușul nostru. Da, și o să o tăiem. Ok, acum punem cartușul, rulăm ușor. Aici este suficient, tăiem. Rulăm bine. Așa. Acum prindem cu sârma. Asta și în capătul celălalt. Așa. Și acum mai prindem o dată la jumate și finisăm lucrarea. Ok, cam așa arată cartușul. Așa, l-am prins cu sârme la capete. Puteți să-l prindeți și la jumate dacă este nevoie. Acum o să-l înfășurăm în... Deci v-am spus, există varianta aceasta. Da? Care arată așa. Da? Și mai există varianta aceasta. Care este inversată. Aceasta se îndeasă. Acum putem să facem două lucruri. Putem să punem din aceasta pe exterior și din aceasta în mijloc ca să umplem. Ideea este, cum ați văzut, trebuie să umplem tot golul acesta. Deci ne trebuie cam 2 cm jumate de vată de jur împrejur. Putem ori rulăm din aceasta de jur împrejur, ori punem din aceasta pe exterior și din aceasta în mijloc. Din aceasta în mijloc. Cum vă este mai ușor? Așa, acum, ideea este felul următor, aveți mare grijă când măsurați. Trebuie ca vata să vină și în partea aceasta de jos, să acopere toate găuricile acestea. Vedeți, până aici trebuie să vină vata. Deci, atunci când o măsurați, să o măsurați nu cât este aici în exterior, ci cu totul. Deci, la noi, coincidența este că e fix cât avem foaia, deci noi trebuie decât să o rulăm. În cazul în care nu era ok, o decupam exact cât trebuie. La noi, vedeți, este la fix. Să vede aici dunga unde a fost. Deci noi trebuie doar să o rulăm. O punem și o rulăm bine de jur împrejur. Strângem foarte bine. Și acum o să o legăm și o băgăm înăuntru. Acum, de jur împrejur, tare, strângem, așa, așa, acum rupem, la fel și la celălalt capăt, foarte strâns, cât să-l țină să-l putem băga înăuntru în eșapament. Acum, nu rămâne decât să-l băgăm ușor la loc.
unde sunt bine aici în capăt ca să putem să o mai băgăm până la capăt. Ok, l-am băgat, acum restul pe tobă. Ok, acum băgăm în eșapament. Ok, băgăm ușor. Acum lovim ușor ca să intre. Ok, după ce am apropiat-o, trebuie să centrăm găurile ca să putem să băgăm nouăle. Okay. Ceva rotund și încercăm să aliniem găurile. Aici sunt în regulă, aici în regulă, aici în regulă. Gata, s-au aliniat. Și parcă totuși mai trebuie puțin. Da? E în regulă. Acum o să venim cu colierul și cu noile popnituri. Ok, începem cu al doilea, nu primul unde vine și suprapus. Și ultimul. Gata, și ultimul. Ok, cam asta a fost. Așa arată după. Am îndreptat și aici unde era, nu s-a îndreptat foarte bine, dar nu mai este atât de rău îndoită. Da, era foarte rău. Puteam să o îndreptăm și mai bine, dar necesita să o desfacem și din partea cealaltă, dar nu este cazul. Cam asta a fost, mulțumim pentru vizionare, nu uitați să urmăriți și celelalte videouri legate de întreținerea unei motociclete. Vă mulțumim. Nu uitați like și abonare la canalul nostru.